Bun găsit! Știm prea bine că acest guvern Meloni a mers pe câteva puncte atunci când a avut campania electorală și printre acestea, de altfel, a făcut și Ministerul Agriculturii cu ideea de a fi made in Italy, de a proteja toate produsele din Italia și spun ei o mâncare, o alimentație sănătoasă și tradițională. Și așa cum ai precizat, în vizorul lor acum este carnea sintetică, pentru că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a dat undă verde acestui tip de produs și Italia s-a grăbit să interzică, momentan cel puțin este acest proiect, de a interzice producerea în Italia. Nu poate interzice importul, dar vrea să facă acest lucru, pentru că spune guvernul și mai exact cumnatul premierului Meloni, care este ministrul agriculturii, Francesco Lollobrigida, că, într-adevăr, nu sunt destule dovezi științifice prin care să excludă o eventuală problemă care ar putea dăuna sănătății și astfel prevede guvernul amenzi între 10.000 și 60.000 de euro pentru cei care ar dori să producă o astfel de carne sintetică în Italia. Pe de altă parte, într-adevăr, există și voci care spun că este doar o chestiune de imagine, pentru că ar fi un câștig pentru Italia, dacă este să ne referim la partea financiară, pentru că toată lumea a fost lovită în ultima perioadă, toate țările, de ceea ce s-a întâmplat pe plan mondial, și producerea unei astfel de cărni, evident că ar aduce mai mulți bani în Italia. Și mai spun cei care sunt împotriva acestei idei de faptul că, într-adevăr, s-ar evita poluarea, nu s-ar mai sacrifica animale și dacă e să ne gândim și la partea financiară, trebuie să vedem faptul că a fost Italia foarte lovită de secetă și așadar producția agroalimentară are de suferit. În același timp, ai menționat și tu, sunt 500.000 de italieni care au semnat o petiție care a fost făcută de Federația Națională a Cultivatorilor și care își doresc să nu existe această carne sintetică în Italia. Este una dintre polemici, dar mai știm că Italia la fel a fost printre primele care a sărit în momentul în care a fost vorba despre făina din insecte. Și acolo a fost o polemică de câțiva ani, de altfel actualul premier Giorgia Meloni, pe când era în opoziție în 2021, a spus faptul că Uniunea Europeană vrea să ne transforme în Coreea de Nord. Alberta, crezi că este vorba de o mișcare de imagine pentru a deveni mâncarea și bucătăria italiană un subiect de discuție la nivel european? Sau chiar este o preocupare reală față de producătorii, față de fermieri, față de agricultori? Părerile sunt împărțite. Într-adevăr, Italia și italienii în general, așa cum sunt cunoscuți pentru dieta mediteraneană, țin foarte mult la ceea ce mănâncă să fie de calitate și să fie tradițională. Asta este un lucru adevărat. De altă parte, așa cum am văzut că deja au apărut produse din făină de insecte, să știți că oamenii au început să cumpere, dacă ne referim la croasante sau la hamburger chiar. Așadar, sunt dispuși să guste, nu neapărat să le cumpere acasă, dar oricum nu le exclud total. În același timp, acest guvern și de fapt Italia și vorbim și de confederațiile din industria alimentară, au de fapt o mare problemă în ceea ce privește amenințarea, să spunem, care stă să vină în ceea ce privește vinurile. Italia este cel mai mare producător de vinuri din lume și am văzut, asigură o cincime din producția de vinuri din lume, 20% aproape, și am văzut că Irlanda a cerut Uniunii Europene să poată eticheta toate sticlele cu mențiunea dăunează grav sănătății. Și o face și pentru vinurile din Italia și din Franța. De exemplu, Franța este al doilea producător din lume. Și aici este o mare temere pentru Italia, pentru că luptă împreună cu Franța și vrea să atragă de partea sa și Germania să nu existe un precedent creat de Irlanda, pentru că spun că astfel ar pierde foarte mult dacă s-ar eticheta vinurile la fel cum se întâmplă în cazul țigărilor.